Laura și Dani, noul concurent, stau de vorbă, i-au arătat pe antena Play că stăteau de vorbă pe canapea în living, discutau despre căței. Povestea Dani care are un cățel care îl cheamă Nero, este un amstaff și și-a dorit un câine, cineva i a găsit, era undeva la Juju, au mers acolo să, să vadă, cineva se ocupa cu creșterea de câini și apoi îi vindea. Spunea că părinții câinelui s-au dus în cușcă, unul din pui a rămas în urmă și pe acela l-a ales. Spunea că era cel mai slăbuț, era negru, l-a luat, l-a îngrijit și arată foarte bine. Îl, îl întreba Laura, tu singura ai grijă de el? A spus că are grijă el și bunicul când este plecat. Cei de să mănânce? Îl întreba Laura dacă îi face și mâncare. Spunea că îi dă bobițe, dar din când în când îi mai face câte un orez cu piept de pui. Spunea Laura că și ea a avut sau are un câine husky și spunea că o cățelușă de fapt o învățase să dea lăbuțele pe rând când îi spunea să schimbe, să dea noroc cu cealaltă lăbuță, o schimba, că îi aducea castronul să mănânce, să-i pună mâncare atunci când era foame, venea cu castronul în gură și că atunci când o certa se supăra cumva și scotea niște sunete anume.